Salutare și bine v-am găsit la un episod pe acest canal de GTA. Astăzi vom face, nu știu ce vom face, vom vedea ce face împreună cu Kazak, cu caracterul nostru. Hai să vedem de ce suntem în stare. Bine, să dăm și noi de permis ca băieții, că n-avem permis. Acolo stăm noi de obicei sub canale. Ce atunci când o să vorbim. Sper să găsim pe cineva cu care să dăm. Nu este nimeni. Mama mia, ce nebunie aici la secție. Stai să dăm și noi telefon la poliție. Servicii și sunăm la poliție. Avem nevoie de un polițist. Asta la poliție să vedea că vine un polițist. Un echipaj de poliție se către tine, îi rupe-n tata, îi spune ceva, ești polițist. Dar ție ți-am dat gradul de poliție, de ce? Te-ai angajat cumva, ți-ai luat job sau ceva? Mai, ce cel mai nu mă lasă să intru. Unde să intri? Să-mi iau echipament sau ceva. Păi da, dar ți-ai luat un job cumva? Nu. Mă mir, normal știu că ți-am dat grad. Bună seara! Seara, ce fac bă, Kazak? Ha, bă, pe bun, trebuie să strici tu tot. Trebuie să dai permis, bă. Ai vreun coleg care poate să-ți dea permisă cu mine? Da, vă dați unul la altul. Cum să ne dăm unul la altul? Vă duceți, vă îmbrăcați în polițai, vă duceți, vă luați mașina și vă dați permisele unul la altul. Da, eu l-am oricum și permisul, l-am luat. Păi ideal. A, tu ai permis? Da, eu mi-am făcut permis. Păi na, bun, deci tu cu Kazakul, dai permisul lui Kazakul. Ok, mă duc să mă îmbrac și dau. Să vă duce să vă îmbrăcați, să vă duce să vă luați mașinile de la showroom. Ok. De la showroom. Da, de la showroom? Da, de la showroom trebuie să le luați. Ah, ok. Haide atunci să ne îmbrăcăm. Haide pe mine. Mulțumesc mult, domn sergent. Da. Băieți, am fost recrutat de pe stradă de poliție. Cine e ca mine? Oh. Nu te supăra. Spune. Ești nou? Ești nou? Nu, de ce? Am întrebat dacă ești nou gen în chestia asta cu poliția. Nu, am fost dinainte. A, gen... Da, da. Mamă, e și Sias. Da, da, șmecher. N-am văzut seama uniforma de Sias, bine. Păi, nu știu. Adică, până acum nu a fost. Ia vezi ce uniform are. Nu știu, bă, dar îmi place. Mi-am place uniforma asta. Hai să mergem. Regulament, nu citiți regulamentul, bă băieți, nu citiți regulamentul, nu aveți voie. Ma. Nu se poate, Clau. Și vedeți la poliție unde e aia cu bariera, vedeți că puneți bariere în drum, să nu profitați de ele. Adică puneți când e nevoie, după care o luați după ce ați rezolvat problema. Am înțeles, am înțeles. Păi tu n-ai o uniformă și tu mai așa mai... Nu, frate, sunt exact ca și voi. Da, de ce am eu nevoie? Lasă, vere, că e ok. Adică dacă... Las că dacă am nevoie de uniformă, pot să-mi fac de la aia. Știi ce zic? Pe mine mă enervează mersul ăsta, da, nu vezi cum merg. Zici că-ți zăpăcit. Vreau să-mi schimb fața, că avem toți fața la fel acum. Da, da, să ne căcăm. Te-s frații mei, geme. Mașina aia are, e tamponată. Hai după mine. Eu am La showroom, să luăm mașină. Domnul, te rog frumos să părăsesc zona.
Vedeți să nu vă luați job. Când vă luați job, pierdeți funcția din poliție. Am înțeles. Hai tot stăm la semafor, deci vezi de noi în poliție acum. Nu știu, sper să mă aud bine. Doamne ajută. Hai că mai stau la semafor, dacă știi ce zic. Bună ziua, sergent Cazacu de la Poliția Română. Așa. Nu mă supărați, așa se intră în intersecție. Adică vrei să-mi spui că eu am greșit? Păi domnule, n-ai semnalizat. Când aveam semnalizarea. Stai un pic. Imediat, așteaptă 5 secunde. Frui, mă. Nu, a zis că nu se poate ruca în ată. Aș drept și eu în buletină. Așa. Eu am văzut aici pe GoPro la mine că tu m-ai lovit în spate, nu? Când eu am vrut să dau în stânga, da? În spate, semnalizări, nu? Așa, da. Eu știu să spun, eu am semnalizat și am dat lateral tău că te băga brusc. Bine, altceva mai ai de spus? S-a spus, aș dori și eu un buletin. Nu. Nu, ok, eu o să... Nu aplici nimic pentru că ești cu mașina personală, nu mă interesează. Da? Da. Bine, o să ne vedem în 5 minute pe străzi. Auzi? Tu mă ameninți că tu m-ai lovit în spate, nu? Așa se face ca polițist, nu? Bine, vere. Colegu? Da, ia-mă și pe mine. Hai. Vezi că e aici, în stânga, uite, mai în față. Zi. Vreau să te pot. Dar tu de ce nu vii pe căscuță? Gen, filmez eu. Ah, super. Ce zic? Da. Era unul care gen era cu mașina tot bușită, a intrat în ei și nu vrut să o zic să nu-i dau nicio sancție că vis cu mașina proprie și am să te bat pe tine să-l iei. Îi dau plecare acolo. Păi și chiar dacă ești cu mașina proprie, chemi un coleg, faci apel la poliție, un coleg veniți aici și gata, alții pe loc. Și am vrut să te iau, dar când m-am dus la tine, am plecat pe la. Păi eram la tichetă. La mașina. Bă, hai. Hai. Pot la... Nu, că da. A, mașina în spate. Ți-o la țeapă, bă. O, ce BMW frumos. Ce face colegul nostru? Ai, ce mașină avem la poliție? Joburi. Poliția română. Lamborghini. Bam. Colegul, ți-a luat mașini? Nu, acum am eu. Hai acum, boss, să luăm. Eu vreau să dau și o permisă. Păi îți dau permisul eu, imediat. Poliția română, ciudat e că... Trebuie să te dea tot timpul, te respawnează. Sau mă, pe mine. Pe colegă nu mă văd. Sau nu se recumpără. Blindata, bă, avem și blindata, să ne nebun, mă.
dumneavoastră sunteți polițiști sau nu? Spune, domnul, ce te ajut. Aveți dacă sunteți domnul, sunteți polițiști sau nu? Nu, sunt un băcat la bani mascat. Și eu mă păstrat așa. Așa, doamne. N-am credere în polițiștia. Ziua de zi. Da. Urcă cu mine. Ce mașină. Asta e că îl iau la poliție, stai că iau cu mâna. Se ia la poliție, iară. A, ce mașină are. Ia să-i vedem paramedici prăști. Da, sunt. Zic, închideți geamul. E geamul deschis și ne vede. Nu? Nu am frâne. Să dau acum permisul, ce mașină a scos. Bă, nu, mă, 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 vine la mine aici, stai așa un pic. Să dau pentru permis. Mai ești colegul? Stai o secundă să mă uit aici. Ca să-ți dau. Gata. Ok, mersi, arme ți-ai luat? Ai arme la tine, gen? Nu, n-am nimic, hai, trebuie să... Hai să mergem după arme, să dăm vreo 4 ori, poate vrei pe ceva. Da, ok, hai, ceva de s-a făcut. Eu le-am luat. Cum le iei? Nu știu, gen, dai aici și cred că ți le pune inventar, gen, dacă trebuie după aia trebuie să-l miști la fiecare. Dar m-am băgut aici, m-ați vezi. Te raporă, gen? Așa. Dar bagi și tu aia în buzunar, men, înapoi. Hai după mine. Să punem spice-uri. Da, e șmecher. Bună ziua, domnule! Bună ziua! Păi n-ați văzut că ați trecut pe roșu? Aolo, domnule! Păi, ne dați și... Vă rog frumos să trageți mașina pe dreapta!
Ok, imediat. Mă dau jos sau da, aici? Da, dați-vă jos din mașină. Regulă. Buletin, vă rog. Poftim? Un buletin, vă rog. Da, da, da. Domnul Gabor, totul bine. Ce ai făcut, domnule? Am fost atent. N-ai fost atent? N-ai fost atent? M-a sunat pe mea. M-a sunat pe mea și mi-a zis că e însărcinat. Așa se conduce. Vrei să schimb medic sau te poți ridica? Doamna Politică, totul bine aici? Ia de la mine din mașină, frumos trusa și bandajează-mă la mână. Înțeles. Colegul, trage-ți tu mulțimea și mea pe dreapta, acolo, așa. Vă ajut cu ceva, domn Polițist? Sunteți bine? Da. Domnule, o zi bună în continuare, domnul. Iar rămâi tu pe locățărea. Ați lovit, domnul? Da, șefo. Ați lovit, domnul? Spuneți. Colegul, cum vedeți unde mi-ați făcut de jos vectorului și mandați colegul domnul să ne-ați făcut? Ce s-a întâmplat, domnul? Domnul, 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 vă lăsiți zona. Deci, ce faceți, domnul? Bine, uite, am intrat și acum am ajuns în oraș aici. Ia trusa de la mine din zbor, bagaj și bandajează mâna. Sigur, cum să nu poftiți? Dați-vă jos din mașină un pic. Da, da, domnul. Dați-vă jos din mașină un pic. Nu vă aud de motor. N-am nevoie, sunt bogat. Mi-a rămas din apărinț. Aici, domnul, aici, la parcare. Să ne vedem curând. Doamne ajută, Doamne ajută. Mă duc că am auzit că aveți un casino frumos aici în oraș. Mă duc să vizitez. Sincer, n-am fost nici eu și eu să mă dezormez. Hai, spune-l teama, dacă ai nevoie ceva, stau în poliție. Bine, dacă rămân fără bani, te sunt. Da, oricum n-am nici eu, dar bine mă duc. Salut, prospot. Hai, vezi unde fii, fără felul că ți-au... Coborâ jos din mașină. Sigur. La mine. Mă pot să jos din mașină. Rău. Că n-am actele la mine. Domnul, ți-a revenit. Aolo. Aolo. Colegul tău n-a vrut să se ocupe de mine. Ia, te rog, totul s-a dus pe bagaj, că e deschis. Suftim? Permis. Și bandajează-mi. Da, dar nu l-am la mine în mașină. Haideți cu mine să scoate alta, că n-am aici. Stați aici, stați aici, nu vă mișcați. Ok, dar n-am buletin la mine, că e în mașină. Am acolo toate actele, dacă e ceva. Ah, ce frumoasă mașină aveți, domnul. Urgență. E cineva? Domnule, bine că ați venit, domnul medic. Nu-i găsesc trusa, luăm ăsta. Ajută-l pe ăsta, domnul medic. Domnul, nu mai poate să vorbească, poate să fie, nu poate să ridice. Și nu poate să ridice. Băi, un taser, domnul. Salut, salut, colegă. Nu de ăla. Te rog eu, fixează-mi acolo osul, te rog eu la mână. Bă, colegul, vezi că-mi căzut jos deodată. Au, gata. Hai că mi-am revenit, mersi mult. Ce pățit? Am căzut deodată jos. Sper că zițeam pe unul și domnul, a dispărut și am căzut jos. Domnul polițist, vreau să vă dau asigurarea. Imediat o să-l trag. Domnul medic, mai am un coleg aici. Mamă. Te rog frumos să iei mașina, să tragi pe dreapta. Da, imediat. Să fugi. Sunteți bine? Sunt bine. Păi am percuzionat pe cineva și bătu soarele în cap, nu știu.
insulație ceva, că am tot zis deodată. Da, să chiar rămâneți în mașină, vă rog frumos, ca să nu mai stați în picior, că aveți probleme cu picioarele, rămâneți în mașină. Să domnul că... Să bine, bacă-i așa în loc, așa. Așa, vă mulțumesc. Aș dă și eu o buletină, dacă se poate. Dacă se poate. Domnul Vlad, 23 de ani, permis de conducere aveți? Da, domn. Ești ceva mafiot sau? Nu. Ok, pe ce cum faci? Mi-a dat asigurarea? Da. Cât ați dori? Că e cam scumpă mașina aia și... Să știu. Nu știu, gen... 10.000? Se rezolvă. Aveți cash sau? Da, am cash. Veniți, domnul, să vă pun valiza în portbagaj. Mai este portbagaj deschis. Imediat. Ok, mașina asta nu știu. Ce-i cu ea? Domnul, vă rog să circulați mai prudent și să mereți să vă repare mașina cu mașina. M-am pus acolo valiza în portbagaj. Circulați mai prudent, să aveți grijă. Și mașina cu ce la repart, nu este mașina asta. Și dacă mai vine un coleg de-a meu, o să vă luat mare amendă pentru mașina. Dar am scăpat bine. Ați înțeles? Mai mult, domnul? Domnul! Nu te mai auzi. O zi bună. Colegul. Mă duc și o să las mașina asta la un serviciu ceva. Hai, coleg, stai aici, Lucas. F5. Mă duc să alimentez. Grea e viața de polițist. Asta e. Ce-a la Cleanu? Ce-a la Cleanu? Nu știu. Nu trebuie să secunde. Ce fac ăștia ară? Hai să ne ajung. Am înțeles că ne-am pus roata pe mașină, de vreo? Nu știu nimic. Nu. Că specific că vreau un nou... Cum merim patru lor? Da, hai să mergem. Stai că să luăm altă mașină. Nu am mașină de patru locuri, în caz de ceva. Da, asta. Scot acum de patru locuri. Asta e că să fac și ceva, fac o magie la mașina aia. Thank you.
Ba, un garaj pe aia. Vezi dacă ai Maserati. Stai cu minte, pui. Ce faci acolo sus? Nu uite rău. Oh, tică comisarul. Faci domnul tică comisarul. Ok. Hai, culegu, să mergem. A venit clasic și a zis că nu e cazinou, nu e băgat. Na, mie m-a zis că merg, când mie m-a arătat, când mie m-a prezentat serverul ăsta, au zis că merge. Înseamnă că o fi descoperit un buc ceva și de-a. Și nu rămâne cu... S-a stricat pe la grasul. Colegul, aici, man? Man? Colegul! Păi s-o șterzi direct. Băieți, și cam atât și cu episodul pentru astăzi. Vom face mai mult, nu prea avem ce face și decid să-l închid. O să vedem cât mai trăim de pe și un alta. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați voi acolo like, să faceți și subscribe, vă rog, rășelor și mi-e cheie, v-am țucat și ne revedem data viitoare. Bam!